Salut și bine v-am regăsit cu un nou vlog. Sunt în Tesaloniki sau Salonic. Este... cât este astăzi? Este 20 noiembrie. Sunt aici la Expo să-mi ridic kitul pentru că mâine, pe 21 noiembrie, voi alerga maraton aici, în Salonic. Maratonul Alexandru cel Mare, Alexander the Great Marathon. Hai să mergem să ne ridicăm kitul din Expo. Nu știu ce trebuie să arăt. Cred că certificat de COVID sau ceva. Okay, have you been registered? I am registered for a marathon, yeah. Okay, for the marathon? Yeah, for the marathon. Okay, take this and you will go to your left hand. Okay. Train the left hand to pick up your clothes. Okay, thank you. Deci am intrat în zona de expo, mă duc acum să-mi ridic kitul. Partea stângă, au zis, uite, asta e zona de expo, sunt aici foarte, foarte puțini vendori. Nu știu cum e în mod normal, dar foarte puțini. Sunt aici, uite, Saucony am văzut. Aici îți cred că înregistrări, Dolem, nu știu ce e aici. Bevin Running Team. Aici e un marathon shop. Aici ai t-shirt pick-up, aici o să revin după ce îmi ridic kitul în primul rând. Și cred că aici în partea dreaptă se dau, uite, pentru 21 de kilometri, pentru 10 kilometri, 5 kilometri, 5, 10, astea, uite, astea pentru night race. Am uitat să zic, este și night race mâine, concursul de seară, un semi-maraton și dimineața este maratonul. Am vrut să participăm la amândouă, dar din păcate, pentru că eu marți dimineața zbor spre Spania, noi va trebui să plecăm mâine imediat după concurs spre România ca să ajung în timp, că altfel aș fi făcut o chestie faină, o dublă dimineața maraton și după masa semi-maraton. Mamă, ce mi-a fi plăcut, dar nu se poate de data asta. Pe partea asta se ridică kitul, așa că stăm aici ca să ridicăm și noi un kit. Hello, this is my ID. Okay. Yes. Your first name is Peter. Peter, my first name and my last name. Oh, okay. There you are. Okay. Thank you very much. Acum pregătește kitul, uite acolo unde îl bag într-o căsucă. Ar trebui să am mai multe chestii pentru că am plătit în plus pentru ele. All you have to do is go over there and pick up your equipment. Okay, okay, thank you. Bun, am primit o primă parte, acum merg să ridic restul chestiilor. Uite aici, t-shirt pick-up. Hi! A, deci primesc numai niște prostioare. După ne pregătește kitul. Să ne uităm pe urmă mai exact ce am primit acolo. Oh, it's okay, I'll take it like this. Okay, 1 minute. It's fine, of course. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Deci am ridicat aici kitul, am toate plasele posibile și imposibile. Să știți că a fost foarte greu să găsim locul ăsta de expo, dar până la urmă l-am găsit. Am ridicat kitul. Hai, ne vedem în tenaș cu conținutul kitului. Am ajuns acasă, hai să vedem ce am primit în kit. Au fost 3 prețuri diferite de înscriere. 30 de euro e standard în care ți-a intrat numai tricoul și numărul și nu știu dacă mai era ceva. 45 de euro cât am plătit eu, a fost inclusă și un rucsac, așa ziceau ei, și o foiță. Și mai era încă un nivel, cred că 65 sau 70 de euro, unde mai primeai și un prosop cu evenimentul parcă. Am optat pentru cel mijlociu, pentru că mi s-a părut tare ideea, dar hai să vedem dacă am optat bine sau nu, dacă au meritat diferența de preț. Rucsac înseamnă asta la ei. Deci rucsacul practic e un bagaj de ăsta pe care îl primești în mod normal gratis sau, mă rog, inclus în preț. Iar geaca, foița, cum vreți voi să-i spuneți, arată în felul următor. Practic e un fâș pe care au pus aici logo-ul și asta e tot. Deci nu știu dacă au meritat 15 euro aceste două lucruri. Lăsăm astea la o parte, ne uităm la restul kitului. Am primit așa. Văd că mi s-a pus un buff alb cu un logo mic în colț, Alexander the Great Marathon. Am primit un tricou M de la Bevin. Bewin, be something. Galben, de ăsta fosforescent să-ți rupă ochii. Aici este logo-ul evenimentului și pe spate scrie Be fast, be sharp and strong, be whatever. Ceva mesaj de ăsta motivațional. I love those. Și am mai primit chestia asta. Conține numărul meu de participare aici jos și în ăsta pot să-mi bag niște chestii ca un fel de drop bag, practic. Și în ăsta avem aici ceva reducere la un magazin, ceva Scan Me Technical Instructions, încă un cupon de reducere, ceva de mine zice ceva în ciungheza lor, nu înțeleg nimic. Am mai primit, check this out, o mască, How to Wear a Face Mask, instrucțiuni de utilizare. Cele mai dubioase locuri unde se găsește instrucțiuni de utilizare, odată mi-am băgat piciorul într-o cizmă de cauciuc și ceva mă zgâria când mi-am scos piciorul, ghiciți ce era acolo, instrucțiuni de utilizare pentru cizmă de cauciuc, așa că nu mă mir că au pus și la mască. Masca asta e atât de mică încât dacă încep să vorbesc îmi alunecă, deci o mască de pânză. Și cel mai important lucru de data asta l-am lăsat pe final, este numărul de participare. De data asta avem numărul norocos,
95, iată, cu numele meu pus acolo sub. Și aici am mai primit acea de siguranță cu care sunt prin număr. Ăsta e kitul de participare. Mâine dimineață chiar că o să ne trezim cu noaptea în cap, pentru că pe la 5:30-6 pleacă busurile din zona de finish spre start. Startul nu o să fie aici în Tesalonica, o să fie în Pella, dar despre asta mai discutăm mâine dimineață. Ne vedem mâine dimineață când o luăm spre start, dar până atunci, dacă încă nu ai făcut-o, te aș ruga să-mi dai un subscribe canalului și click pe clopoțel ca să afli când pun un clip nou. O să ne vedem mâine dimineață. Hai! Da, bună dimineața! Deci ne vedem așa de beznă. De ce? Pentru că ne-am trezit cu noaptea în cap. Este ora 6:20 și acum am plecat spre oraș, pe unde e finish-ul, că de acolo ne duc cu busurile spre start. Sper să nu ajungem prea târziu ca să ne lase aici. În rest, să avem o cursă bună. Este ora 6:05, am ajuns aici, de unde pleacă busurile care ne duc în Pella, de unde va fi startul maratonului. Uite aici sunt busurile, mai sunt busuri, ceea ce înseamnă că am ajuns relativ la timp, este în regulă. Da, încolo. Păi la asta cred că e plin. Sorry? But we can go? Ok, thank you. Thank you. Is it free? Thank you. Am rezolvat problema, am prins bus. Hai să vedem cât timp ajungem. Mi-a arătat 45 de minute pe Google Maps cu mașină mică, dar păi acum noaptea cred că și cu asta merge repede. 6:10 am plecat. Hai să vedem cât timp facem. Am ajuns. Opa! Am ajuns, ne-am dat jos. Iată busul în spate, busul cu care am venit. Sunt numai vreo 9 grade aici, ai friguț, pai ce bate vântul un pic. Este 6:50, deci fix 40 de minute am făcut de acolo de unde am plecat, din Salonic. Iată ce aici. O altă statuie a lui Alexandru cel Mare. Vom alerga de aici, din Pella, de la statuia lui Alexandru cel Mare până în Salonic, la statuia aceluiași om. Așa se și numește acest maraton, Alexander the Great Marathon, pentru că Alexandru cel Mare a fost unul din cei mai mari conducători ai lumii, practic. A avut unul din cele mai mari imperii, născut în 356 înainte erei noastre, fix aici în Pella. De aceea se aleargă de la statuia lui de aici, din Pella, până în Salonic. El a devenit prima dată rege al Macedoniei la 20 de ani și până la 30 de ani a cucerit Orientul, devenind rând pe rând faraon în Egipt, rege în Persia și rege în Asia. Așadar, astăzi vom alerga pe urmele lui Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon. Mai stăm aici vreo oră, după care o să luăm startul. Startul e aici. Am luat o gogoșică ieri, am pregătit-o special pentru astăzi. Cu salted caramel, înainte de concurs, așa sper să nu vină înapoi, apoi vă zic pe drum, să aflați și voi. Frig aici, bate vântul. No, da, ce faci, dansezi? Bă, am înghețat, frate, am înghețat. Mai avem jumătate de oră și nu mai putem de frig, deci crăpăm, ne-am băgat aici sub un acoperiș. Să ne mai ferească un pic de vânt, dar bate un vânt aici și e frigălău. Nu mai putem, abia așteptăm să înceapă încă 30 de minute. Hai că putem! Hai da! Hai da, hai da, hai da! Ne-am lăsat gecile aici la bus, ăsta o să ne le ducă înapoi în Salonic. Iar noi, în schimb, am luat niște plase de astea. Cât să ne mai țină chiar un pic de frig. Dar nu-i foarte coșer nici cu astea. Hai, în 15 minute pornim. Ne-am întors aici la statuie și acum intrăm. Lumea lasă proștat. Am intrat? Intriși protestezi și paragalo la velul proștat? Paragalo, ce înseamnă? Că nu înțelegem. Băgați aici în comentariu. Pageta. Da. Teoretic trebuie să stăm fiecare la un metru. Am zis cu butucul, hai să intrăm aici, acum 15 minute, hai să intrăm, ca să stăm mai apropiați, că ne-i fric. Dar așa la un metru, e tot un drac. Nu mai pot. Hai cu startul. Iată ce de drone sunt acolo, vreo 4 bucăți la număr, deasupra startului. Filmare din elicopter la low budget. Pende, Tessera, Tria, Dio, Enas, Calona, Somor Fimera. A pornit aici de pe străduțele înguste din Pella. Hai să vedem cum ajungem noi înapoi în Salonic și în cât timp, mai ales în cât timp. Fix ca în Atena au fost startul ăsta. Am crăpat de frig, crăpat.
parcă văd că este soarele și o să fac insolație sau ceva. Măcar am șapcă. 8 dimineața, am luat startul. Deocamdată coborâm, suntem la aproximativ 40 de metri altitudine și o să terminăm la nivelul mării. Am pornit de la statuia lui Alexandru cel Mare de aici din Pela și o să terminăm la statuia lui Alexandru cel Mare din Salonic. Deocamdată pe coborâre aici, coborâre blană, după care restul traseului o să fie mai mult sau mai puțin pe plat. Am ieșit dintre case și iată cum se vede lanțul muntos în față, Olimpul. Cred că acolo pare mai înalt. Ceea ce este un sit arheologic, situl arheologic de la Pella. Iată, trecem fix pe lângă. Iată cum alargă băiatul ăsta. Pe lângă faptul că are cadența extrem de mare, tobosește rău, țopăie dintr-un picior în altul, într-un hal. Și acum mergem hăpt spre soare. O să alergăm destul de mult pe străzi de astea late. Uite Olimpul acolo. Se vede. Aici e tot un zigzag. Acum intrăm, cred că, pe autostradă. Nu știu dacă e chiar autostradă sau este un drum principal. În stânga, spre Tesaloniki. Și intrăm pe un drum de ăsta lat. Ca drumul pe care am alergat când am fost în Atena. Spre Atena. Bornele sunt acolo, kilometru 2. Mi-a dat și mie. Uite cum e drumul ăsta. Cred că uite cum e aici. Cam așa o să fie tot traseul. Practic o să alergăm pe drum, pe șosea, printre lanuri de grâu, porumb și ce mai până știa ce l-a crescut. Nu este nici urmă de nor. Ca norocul că e friguț, sunt vreo 10 grade, poate 12, 16 maxima azi, dar credeți-mă, aici în Grecia 16 grade cu soare, nu-i ca la noi. După aproximativ primul kilometru am cam terminat cu coborârea, așa că de aici o să fie un drum ondulat. Kilometru 3 jumate e ușoară urcare aici. Tot așa o să fie, un pic urcăm, un pic coborâm. Că un pic coborâm la finish. Uite ce tare aici este, un Macedonian tomb. Un mormânt macedonian. Îl vedem numai de aici. Uite, acolo un alt Macedonian tomb pe dealul ăla din secolul 3 înaintea erei noastre. Oioi, deci 2300 de ani plus. Ne apropiem de kilometrul 5 și este primul punct de hidratare alimentare. O să încerc să beau câte un pic de apă, că pe strada asta chiar dacă e frig, nu o să-mi dau seama când mă deshidratez. Thank you. Mi-am dat 5 km. Sorry. 22 de minute și 30 de secunde fix. Bă, cum a trecut aia, nici nu se uita că vine cineva. Păi, ești la maraton voluntar. Asta e. Am luat o apă, mă gândesc cât o car cu mine. O să beau câte un pic, la jumătate de litru. Aș fi preferat la 300, dar e bine și așa. Alexander the Great Marathon 5 km. Deci, dacă vreți să veniți, oricând să alergați acest traseu, e marcat non-stop. Aici iarăși e o ușoară coborâre, după care iar urcăm. De fapt, așa după cum se ondulează drumul. Și acum mergem la Nea Halkidona. Cine e Nea Halkidona ăsta? Știți cine e Nea Halkidona? Să-i dea dumneavoastră sărătate. No, aici am ieșit din ceva. Și aici presupun că este un alt mormânt macedonian. Prinde morminte de asta. Pe aici. Aici nu este pancanța. Poate nu e și am greșit. Ia ce trece asta pe lângă. Organizator. Mamă, ce bagă. Ce o intersecție de drumuri. Serios. Aici am coborât din spate și acum iarăși urcăm. Tot așa îi, cum am zis, urcare coborâre. Păi nu pare abrupt, dar îi destul de abrupt pentru momentul de față. Nu-i ușor, adică na, nu-i foarte greu, dar nici așa nu-i ce trebuie, că tot urci și cobori în continuu față de dacă ar fi unul drept 100%. Intrăm în localitatea Chalkidona și mai în față un punct de hidratare, următorul. Uite, e aproape kilometru 7,4, următorul punct de hidratare. Deci, o să tot fie puncte, că cam crad degeaba apa, o să o și las. Iată că am urcat până aici în Chalkidona, acum coborâm. Traficul e oprit și acolo și din partea asta la altă pentru noi. Ce bine că aici ai coborâre. Thank you. Thank you. Iată, coborâm aici prin acest orășel. Se văd interesant casele aici pe margine, mă rog, clădirile la razele soarelui. Mi-amintește un pic de Asia, așa cum se văd aici. Băi, deși coborâre, e greu și pe asta pentru picioare, că îți dai drumul și poți să faci. Thank you. Aici lumea a ieșit să ne aplaude. Poți să faci crampe. Aici iarăși urmează o porțiune dreaptă și iată că aici mergem pe un drum pe care sensul de mers este separat prin parapetele din mijloc. Pe partea aia e circulație, dar e oprită pentru că e o intersecție acolo, mai spate. Iar partea asta e goală, e rezervată special pentru alergători. Noi astăzi mergem până la Salonic, la Tesaloniki, dar uite, F-zone e mai departe. F-zon. Ora e mine. Evoranar. Și gata, ieșim din Chalkidona. Hai să vedem ce urmează. Urmează kilometrul 10 și un nou punct de hidratare. O să bag aici un gu cu toasted marshmallow. Mamă, am mutat câte de lipicioase astea. Hai să vedem kilometrul 10. 10 kilometri.
În 45 de minute, 40 de secunde. Nou punct de hidratare este segmentul 10. Deci 45 de minute, 40 de secunde. Hai, trebuie să beau o gură de apă peste gelul ăsta, că e foarte, foarte viscos așa. S-o lipit de tot. Aici iarăși urcăm un pic pe un pod. Punctele de hidratare sunt suficiente. Primul punct de hidratare a fost la kilometrul 5 și după aceea cam la fiecare 2 km și jumătate. Și probabil că până la finish așa o să fie. Thank you. Și acum trecem un pod. Da, nu știu ce e aici, uite. E un râu, dar e așa, pare destul de secat, adică e papura acolo, sau cum îi zice? Uite că e acolo și râul. Aici urmează un alt pod peste un alt râu. Despre asta știm și cum e denumit, Axios River. Hai să vedem râul Axios. Se compară cu Someșul nostru sau nu? Râul Axios, oh, da. Fix la kilometru 13. Nilai, mândru râu, mândru râu. Sincer, și aici mi se pare că e un drum suspendat ca în Thailanda când am fost. Numai că aici nu e un oraș peste clădiri, ci peste câmp. Că uite acolo, hău în jos, ca un fel de pod lung. Iată, oamenii se ară sau culeg ceva aici. Muncile câmpului. Uite aici un canal. Probabil canal de irigare sau ceva. Că aici sunt terenuri cu tot felul de chestii plantate. Iată, kilometrul 15. Aici un nou punct de hidratare. La 15 km. O oră, 8 minute și 27 de secunde. Bravo, bravo! Deci, cum am zis, cam la fiecare 2 km jumate punct de hidratare. Un pic de apă. La cursa asta nu vei face negativ split, pentru că la început erau mai multe coborâri și la final urcări și drept. Deci nici nu vreau să trag, sincer. Dar am profitat de coborâri și am dat drumul un pic la picioare. Acum îs către un finish de 3 ore și 15 minute, dar probabil o să fie mai aproape de 3.20 sau poate chiar peste. Planul meu e să alerg sub 3 ore și jumătate. Și în plus, acum cum Sorinel e pe cer de ceva vreme, a început să se încălzească, simt și eu. Aici iar urcăm pe un soi de pod sau cei și drept. Și o mică rampă. Da, uite aici altul care ară pământul. Uite, este peste calea ferată podul. Da, iată aici un alt pod. Trecem peste autostradă. Asta chiar e autostradă. Ce goală îi. Urmează un nou punct de hidratare. Între cel de dinainte și ăsta, aproape 4 km. Deci ăsta a fost la distanță un pic mai mare. Am luat apă. Thank you, thank you. De asta țin un pic mai mult, că începe să-mi fie cald și să mi se usuce gura. Iarăși suntem aici pe o ușoară urcare, dar chiar obositor să tot urci, cobori, urci, cobori. Uite, se vede în față până unde urcăm, după aia iarăși coborâm un pic și tot așa. Ne apropiem de kilometrul 20, dar înainte să dea kilometrul 20 este un nou punct de hidratare, adică cam la un kilometru de la punctul anterior. Asta e. S-a adunat și aici câțiva. Thank you. Thank you. Uite, geluri, să iau un gel. Mă plângeam lui Butuc că n-am geluri și mi-a dat el două. Dar uite că avem la kilometru 20 și din câte am văzut și la 30 o să avem. Deci, numai bine. Geluri, high five. O să și bag unul. Sper să nu mă stric. E light gelul ăsta. E mai lichid, nu e așa dulce. Și aici avem kilometru 20. Într-o oră 31 de minute și 58 de secunde. Cum ziceam, am coborât un pic, acum iarăși. E un fast plat în față. Numai puțin, așa. Cât să te nenorocească la cap. Creier. Kilometru 21 și în față este semimaratonul, peste 100 de metri. Să vedem ce timp avem la semimaraton. O să fie un pozitiv split cinstit azi. Hai să Oră 37 de minute și 3 secunde la semimaraton. Deci cum am zis, semiul l-am trecut. Dacă îl fac și pe al doilea așa, intru în 3.15, dar nu pot să-l fac pe al doilea așa, că deja mi-e foarte cald și încep să pierd viteză. Sper să-l fac mai puțin de o oră 43 ca să mă încadrez în 3 ore 20. Și dacă nu, aia e. Cât a fi, a fi. Și iată că ce bine, de la kilometru 22 iarăși urmează o coborâre. Nu pot decât să mă bucur în momentul de față. Deci iată ce fain se vede în față, minunat. Cred că e Olimp acolo. Atâta ne-am tot învârțit de numai știu în care direcție e, sincer. Se vede foarte tare. La 22 jumate, aproximativ un nou punct de hidratare. Continuăm. Bă, băiați, chiar că numai prin zone industriale trecem. Am zis că la ultimul maraton din Plovdiv am trecut prin destul de multe zone industriale și rezidențiale aici. Numai industriale și câmp și atât. Ia ce de siloduri acolo, de grâu probabil, sau ceva grăunțe oricum. Burial tumulus.
Oare ce-o fi asta? Cred că intrăm sau am intrat iarăși în ceva localitate, că încep să răsară niște clădiri stânga-dreapta. Uite aici, Nea Anchialos, Wine Roads of Macedonia. Mergem la Nea Anchialos acasă, să vedem dacă ne dă un vin. Iată aici, borna de 25 de kilometri, oră 55. Thank you, thank you. Oră 55 de minute și 10 secunde am avut. Thank you. Deci am nou punct de hidratare. Kilometru 25. Thank you. Ia uite în față, fabrici și uzine. Mamă, nici nu poluează prea mult. Fix acolo să trecem și noi, abia aștept. Ne-am apropiat de fabrici, trafic blană, fabricile funcționează, scot la fum la greu. Noi suntem pe ușoară urcare. Ce pot să cer mai mult? Aici cred că e ceva groapă de gunoi, că vai de mine ce pute, ca la pat arât. Multă nasă. Din de la depărtare se vedeau niște mormane de gunoaie pe acolo. Deci posibil să fie un centru de prelucrare a gunoaielor sau nu știu ceva. Este și ceva cale ferată aici, pe sub care trecem. Uite că și kilometru 27 ne prinde în vârful dealului. Urmează coborârea. Iată fabrica Sidenor. Sidenor. Siderurgie. O fi, presupun. Thank you, thank you. Bravo, bravo. La kilometrul 27 și jumătate. Un nou punct de hidratare. Thank you, thank you. Thank you. Deci, o revenit la 2,5 km punctele. Încep să apară niște munți pe aici, pe acolo. Uite, în partea aia, tocmai am trecut de o intersecție și unul iarăși voia să se bage aici pe șosea și poliția nu l-a lăsat. Deci chiar i-a oprit traficul pe partea noastră. Mașinile care au trecut pe lângă noi de câteva ori sau motoarele, sunt practic organizatorii. Iată un nou pod peste un alt râu, râul Galicos. Galicos River. Hai să-l vedem și pe asta. Oare asta va fi? Asta pare a fi secat sau ceva, dar au fost puhoi aici, că uite, sculcate plantele. Mamă, ce de vagoane pe aici, dezafectate. Iată. Și iar avem o priveliște faină, așa pare a fi ceață în munți. Și nu știu, chiar se vede mișto în depărtare. Thank you. Kilometrul 30. 2 ore, 18 minute și 45 de secunde. Asta e autostrada deasupra noastră. Acum mergem pe un drum european și trecem pe sub autostradă. La kilometrul 30 jumătate, un nou punct de hidratare. Thank you. Thank you. Am mai luat un gel, să-l bag și pe ăsta. Tot de ăla e, este cu orange de data asta. Hai să continuăm. Aici iarăși o stradă care arată ca în Asia. Cred că suntem în ceva oraș, ca aici și case. Deja ar trebui să ne apropiem de Salonic. Mai avem vreo 11 km până la finish. 11 jumate, deci. Aici tot felul de servisuri, din câte văd, par a fi hoteluri sau pensiuni. Cred că și ceva restaurante aici la parteră. Foarte, foarte interesant arată strada asta. Chiar îmi dă vibe de Phuket, de exemplu, cum am alergat prin Phuket sau în delta Mekongului, în Kanto. La kilometrul 32 și jumătate avem un nou punct de hidratare. Thank you, thank you. Aici pare a fi periferia Salonicului. Niște fabrici tot așa. În față văd un siloz mare. Mai avem vreo 9 km. Nilai cât a silozul. Cred că iarăși trecem pe sub ceva autostradă. Sau pod, ce-o fi. Thank you. S-au mulțit aici iară clădirile. Aici pare a fi deja blocuri. Cartier rezidențial, probabil. Kilometrul 35, ascuns acolo în spate. 2 ore 49 de minute și 30 de secunde. Thank you, thank you. Un nou punct de hidratare aici. 2 ore 42 de minute și 30 de secunde fix am avut la kilometrul 35. Mai avem vreo 7. Dar începe să fie tot mai greu, pentru că chiar dacă nu-i cald, bă, soarele ăsta e nenorocire. Plăbutuc, mamă, ce o să-mi mai placă. Asta că ne povestește. Thank you. Păi și niște unii ca să ne aplaude. Tot îți pe străduța asta. Thank you, thank you, thank you. Bravo, bale gale, bravo, bravo. Thank you. Așa sper că nu trebuie să urcăm podul ăla, dar cred că va trebui să-l urcăm, că așa mi se pare, vai băgameaș. Nu știu cât se vede pe filmare, dar de aici apare un zid. Probabil că nu e atât de nasol, Dana, zic și eu cum pare. Și am ajuns pe urcare. Noroc că e scurtă. Am ajuns în vârf și iată, vedem un pic de Salonic de sus, unde se văd macaralele alea. De acolo începe portul, acolo e portul și acolo încă vreo 2 km mai avem la finish, dacă mi-amintesc bine. Și aici este un drum de ăsta suspendat, un pod, trecem pe sub el.
Uite aici, Grand Hotel Palace. Murtucel, de ce nu ne-am cazat aici? La 5 stele. Ia zi. Și aici și terminăm cu acest drum și o luăm în dreapta spre faleză. Thank you, thank you. Thank you. Aici încă un punct de hidratare, o să mai iau o apă pentru că mai am aproape 5 km și mi-e sete, adică. Thank you. Bravo, bravo. Thank you, thank you. Bravo, bravo. Aici o luăm și de pe drumul ăsta la dreapta. Spre port, portul în față. Intrăm aici într-o altă șosea principală. Uite-l pe domnul cu steaguri. Ce de steaguri are al meu pe el. Tată e un grec. Ce tare e. El e. Uite butuc. Greek man. I don't understand. English. Good morning. Good morning. Very nice Greece. Yes, I love Greece. Great marathon. Frumos pe Grecia. Cu Greek man în spate. Hai. A, ce bine e aici la umbra copacilor. Tot pe strada asta lată, blocată de trafic. De fapt, deblocată de trafic. Dar e bine că aici pe ultimii kilometri avem și un pic de umbră. Chiar dacă nu o să țină până la finish, măcar un pic. Iată ce căsuță interesant aici, în mijlocul clădirilor dubioase. Aici să fie kilometru 40. Până 3 ore, 6 minute și 4 secunde. Dacă acolo era 40, da? Mi-a dat un pic mai în spate, cu 100 de metri decât cum erau restul bornelor. Interesant că aici e borna de 40, aici am 3 ore, 6 minute și 36 de secunde. Iată aici, în dreapta noastră e portul. Să vedem și de mai încolo. Ne apropiem de faleză. Aici este portul personal, portul de persoane. Și acum intrăm în drept, în linie dreaptă, spre finish. Se vede deja turnul alb, White Tower. Până acolo trebuie să alergăm. Thank you, thank you. Aici e portul vechi, construit prin anii 1900. Sau un pic înainte. Iată ce frumos, am ajuns la mare. Și aici faleza în partea noastră dreaptă. Uite portul vechi în spatele meu, se vede. Thank you. Aici sunt restaurante pe partea stângă. O să vedem și mai încolo, și mai multe. Sunt niște ambarcațiuni acolo care intră în port sau ies, nu știu. Aici e o piață frumoasă. Piața Aristotel. Thank you. Piața Aristotel. Iată aici baruri și restaurante pe partea stângă, cum ziceam, voi ieși cât de cât lumea. N-am ajuns. Thank you. De aici alții. Thank you. No, măcar să ne aplaude și pe noi cineva pe drum, că în rest a fost tot pe șosea principală, unde nu prea a fost oameni care se destea. Bravo, 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 bravo. Thank you. Ia, fetele astea cu mâini. Thank you. Iar cât de mare se vede deja turnul, cel alb, care nici nu e așa alb, dar fie, treacă de la mine de data asta. Și acum suntem în drept spre linia de finish. Mamă, ce-aș sta la un restaurant aici să mănânc, să beau bere, dar aminte, n-aș că nu mai am așa mult. Aici este turnul alb din Salonic, am făcut un vlog cu Salonic, iar m-am plimbat pe aici. Și am apucat și eu să vizitez, puteți să-l vedeți și pe ăla. Suntem în linie dreaptă, se vede finish-ul. Aici o să fie startul la concursul de seară. Că și seară, v-am zis, este semi-maraton 10K și 5K. Se țin în aceeași zi ambele, la Thessaloniki Night Half Marathon. Participam și la aia dacă nu trebuia să zbor marte în Spania. În dreapta este statuia lui Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare. Și finish-ul. Gata, nu a fost ușor. Sorry? Thank you, thank you, thank you. Thank you. Medalia. Thank you. Okay, thank you. Am primit medalia cu Alexandru cel Mare pe ea, minunat. Thank you. Este o medalie foarte faină pe care este Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon. Și pe spate, sponsor și chestii, deci fain. Hai să îmi iau chestii. Thank you. Thank you, my man. ISO, right? This is ISO power. Okay, thank you. Thank you. Thank you, girls. Thank you. Să luăm tot ce avem de luat de aici. Să luăm și o banană, nu știu, știu. Aia și o banană, poate eu mănânc mai încolo. Păi vedem. Și avem aici un Amstel fără alcool. Să-l iau, să nu-l iau? Bai, cu lămâie, îl iau. Thank you. Thank you very much. Thank you. L-am luat pentru că dacă era fără gust, nu l-am, dar așa cu lămâie, cu lemon, astea sunt bune, îmi plac. Dar berea fără alcool, fără gust, mi se pare fără gust. Pur și simplu, ia. Trebuie să ajung undeva ca să pot să mă pun jos, că am prea multe chestii pe mine și nu pot să mă desfășor cum ar trebui. Nilai pe tânăr fecior, ia zi, care-i timpul tău? 5-1. 5-1? Ce-ai pățit? Te-ai mai mărit de cald, de nu, căldură? Nu, a fost pod. Ah.
Urcare? Urcare. Nu, no, îmi pare rău. Noi bai. Ai vreme oi oi oi. Știi cum zic? Felicitări. Mersi. Trebuie să-l așteptăm acum și pe Butucelul Mare. Hai să ies din cușca asta, că mă simt așa claustrofob, deși uite cât aloc am în jur. Thank you. Thank you. Deci mi-am primit bagajul, pe care l-am lăsat, ați văzut când l-am lăsat de dimineață, acum l-am ridicat. Dacă tot am alergat de la statuie la statuie, de la statuia lui Alexandru cel Mare din Pela până aici în Salonic, să apară și statuia aceasta în finalul vlogului. Și iată cât de mișto e aici, suntem pe faleză, foarte, foarte, foarte drăguț. Și noi am venit cam până pe aici ieri, dar se mai continuă, până hăt, din câte văd și e toată pietonală până mai încolo. Pare foarte mișto. Iată-mă aici, în dreptul finish-ului, finish-ul e fix în partea aia, iar aici lângă mine e cealaltă statuie a lui Alexandru Macedon. Cum am zis înainte, dacă tot am spus că alergăm de la statuie la statuie, să vin și lângă statuia asta. A fost un maraton foarte interesant, mi-a mers mai greu decât la Plovdiv, vă spun sincer, poate și oboseala acumulată. Am pornit tare la început, dar am pornit tare pentru că era tot coborâre. Bineînțeles că nu a fost, a fost un pozitiv split bine de tot, dar nu-mi pare rău pentru că aici n-aveam niciun țel, voiam doar sub 3.30, poate chiar m-am dus prea tare pentru ce mi-am dorit, pentru că mai am 3 maratoane anul ăsta, deci asta e. Cursa a fost foarte interesantă, m-am alergat foarte mult pe un drum european, unde traficul era restricționat, numai noi eram, nu era nimeni altcineva, doar noi și mașinile organizatorilor, deci a mers foarte ok. După ce a ieșit soarele, s-a încălzit vremea, bine de tot, a fost foarte, foarte cald. Ce e să facem, asta e. Prin foarte multe orașe nu am trecut, localități, că drumul ăsta nu a prea intrat, a fost așa. Am fost destul de secluded cumva pe drum, da. Nu a fost groaznic. M-au durut un pic picioarele, deși simțeam că nu sunt extrem de obosit așa, picioarele m-au durut și asta m-a încetinit un pic, asta m-a încetinit mai ales spre final. Cam o oră 37 am făcut pe primul semi și o oră 40 și câteva secunde pe al doilea, deci nu a fost extrem de mare diferența, dar a fost un pozitiv split. Pe a doua parte a fost și mult mai plat, adică nu a mai fost așa multe coborâri. Cum ziceam, timpul final 3 ore 17 minute și 28 de secunde, atât mi-a dat pe ceas, o să vedem și cât e oficial. Ce pot să zic, chiar mi-a plăcut, a fost o cursă cinstită, a fost o cursă faină. Aici, spre deosebire de alte curse unde am mai fost, traficul chiar a fost oprit, restricționat, adică nu a mai trecut nimeni. Nu exista nimic. Eu întors din drum pe toți care încercau să intre pe drumul nostru, nu i-a lăsat nici măcar să treacă, așa că a fost fain. Hai să-l așteptăm și pe Marius și după aia să mergem spre Cluj. Hai, babane! Bravo, bravo, bravo! Foarte bine! Terminat și Marius. Tocmai ce a trecut, mergem iarăși în întâmpinare, ca și la Plovdiv. Hai să vedem cât a făcut. Oricum, sub 4 ore. Kung Fu. Foarte fain. S-a plăcut? Da. S-a mers bine azi. Sub 7, 5, 6. Am văzut. Bravo, măi. Bravo. Zic, am încercat să mă duc cât mai constant. Cât mai constant. Dar ți-a ieșit destul de bine. Da. Foarte bine. Uite pe al meu cum să pun. Bă, eu nu pot să sar gardul să te ridic. Dar mă ridic eu, stai niște. Sunt mai bine decât la Plovdiv. Eu sunt un pic mai rău decât la Plovdiv. Mă dor picioarele mai tare. Asta a fost maratonul aici, Alexandru cel Mare din Salonic, din Tesalonici. Sper că v-a plăcut experiența asta. Mie mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte, foarte mișto. A fost cam călduț pe final, adică nu călduț, soare, că nu a fost foarte cald. Mă bucur că am venit aici și am reușit să particip la această competiție mișto. Dacă ți-a plăcut vlogul, dăm te rog un like, un share, un subscribe, iar noi acum o luăm spre Cluj și ne revedem zilele astea cu următoarele vloguri. Hai, v-am salutat. Pa, pa.